În ultimul deceniu, 2012 pare să fie anul în care, în rândul copiilor, s-au înregistrat cele mai multe cazuri de tuberculoză. Cel puțin asta spun specialiștii. În anul 2012, doar în primele, iată, nici 5 luni terminate, sunt deja 43 de cazuri. Deci dacă mergem în continuare, ne așteptăm la un număr aproape dublu decât anul trecut, ceea ce arată și o posibilitate de recrudescență a acestei afecțiuni, care desigur ne îngrijorează. Și numărul adulților ce au TBC a crescut față de anul trecut. Dacă în 2011 la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara erau internați cel mult 40 de pacienți pe lună, acum medicii spun că lunar 50 de oameni sunt diagnosticați și rămân în spital pentru tratament. Boala poate fi tratată dacă este descoperită la timp, așa că doctorii le sugerează oamenilor să fie foarte atenți la simptome. Simptomul principal este o tuse cronică, putem spune, care durează mai mult de 3 săptămâni, care nu cedează la medicamentele obișnuite. Acel semn, acest simptom, poate să ne pună problema că ar fi vorba de o tuberculoză. Vasile Rusu are 57 de ani. A aflat că suferă de tuberculoză la un control de rutină pe care l-a făcut în urmă cu o lună. De atunci a rămas internat în spital și speră că tratamentul primit își va face efectul și îl va scăpa de boală. Am făcut o rază și atunci am văzut că mi-a spus doctorul de acolo că-s bolnav. Și am venit aici și m-a găsit la plamâni. Și în vreme ce numărul bolnavilor crește, cifra medicilor care îi pot ajuta pe pacienți scade. Motivele sunt multe. Se feresc din cauza riscurilor. Pe de altă parte, bolile infecțioase sunt apanajul oamenilor săraci. Și mulți care fac această medicină o fac pentru bani și atunci se duc în specialitățile unde se câștigă, nu în specialitățile unde vin oamenii săraci. Cei care suntem în specialitatea de pneumologie știm care sunt riscurile și știm cum trebuie să ne protejăm. Că nu facem totul ce ar trebui, asta depinde de fiecare. În Timișoara, anul trecut s-au înregistrat 652 de cazuri noi, cu 200 de cazuri mai mult față de 2010. Iar la nivel național, numărul bolnavilor diagnosticați în 2011 a fost de peste 14.000. La alți 3.000 de pacienți, boala a recidivat pentru că nu a urmat tratamentul impus de medici.